Mă știu de 20 de ani. Ne știm la modul de salut-salut. Răzvan, Cătălin, Costeluș, Adelia. El era un producător mare de tot la un matinal TV. Da, am fost colegi la Național TV și nu ne-am mai văzut de atunci. Și de-aia am și venit să-i fac roast-ul, pentru că după ce am câștigat Ai Umor, nu m-a invitat la el în emisiune și am venit să-i plătesc, efectiv. Ok, pot să încep? Gata. Bun. Dacă te încălzește cu ceva, ia. Am să spun că niciun coleg din trust n-a vrut să vină să te vorbească de rău în față, motivând că, din principiu, în viață nu-i frumos să dai într-un om deja căzut. Oi, oi, oi. Hai, că a început frumos. Așa că m-au ales pe mine, ca reprezentant al echipei de producție, și îți mărturisesc că am acceptat cu bucurie să-ți fac acest roast, pentru că dacă refuzam, mă dădeau afară. Dar să știi că nu mi-a fost ușor să fac asta, mai ales că nu prea m-am uitat la Neața, pentru că eu la ora aia dorm liniștit în patul meu, nu ca tine, în fața camerelor. Se vede, se vede! Recunosc totuși că m-am uitat puțin la început, adică în 2008. Atunci când tu și Dani chiar arătați a prezentatori de matinal, nu ca acum când arătați ca niște concurenți la Bătrânii Spun Lucruri Trăznite. Bine, stai. Nu. Aici gluma era altfel. Era Bătrânii Spun Lucruri, dar am modificat eu. Am modificat eu ca să nu jignesc bătrânii. Dar să începem cu începutul începuturilor tale, pentru că sfârșitul îl vede oricum toată lumea. Spune-i clar, n-a terminat liceul. Are la bază o școală profesională. Pentru cine nu știe din public și de la televizor, Răzvan Simion s-a născut în Reșița. Așa. Da. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, tot în Reșița s-a născut și Dani Oțil, corect? Corect. Da, la 15 zile distanță, ca să fim... Ok. Wow. De ce mai tânăr? Deci, nenorocire. Da. Să ne întoarcem la Reșița, orașul în care Răzvan și Dani și-au început cariera în media, angajându-se împreună la un post de radio local. Cu energia lor au reușit să ajungă pe locul întâi în preferințele reșițenilor, mai ales că în oraș nu exista niciun alt post de radio concurent. Hai, bă, glumesc. În Reșița se mai prindea și Radio România Actualități, care își, îi depășea mereu în audiențe, cu cotele apelor Dunării, mi se pare. Da. Ceva cu asta, da. Supărați și-au făcut bagajele și s-au mutat la Timișoara. În Timișoara s-au angajat la un post de radio local. Moment în care Răzvan a început să se întrebe dacă nu cumva așa o va ține toată viața din local în local. Bravo! Nice! Tot la Timișoara s-a și însurat, dar n-a apucat să facă luna de miere pentru că a trebuit să vină așa însurat cu Dani la București. Singurele chestii care îi mai aduceau aminte de Reșița erau acum reclamele luminoase din intersecții, neștiind că la București ele se numesc, de fapt, semafoare. Omul că trăiește în bață. Începuturile la București au fost grele, fiind obligat să stea însurat cu Dani Oțeli în același apartament. Ne-a cerut banii de mi-a dat la nuntă că n-avea să plătească chiria. Jur, tu ce nu e sfânt. Da, mă, așa este. El și Dani s-au angajat la Național FM, unde puneau aceeași muzică pe care postul o difuzează și astăzi și pe care, în continuare, nu o ascultă nimeni! Ce satisfacție am, doamne! No one cares! În acea perioadă, eu lucram la Național TV și făceam matinalul de acolo, împreună cu Adriana Titieni, Cosmin Sele și Sorin Mitrea și alții. Deși eram colegi, nu am știut niciodată cum arătau exact Răzvan și Dani. Până în clipa în care ne-a fost luat matinalul, sub pretextul că ei știau cum să facă audiență. Și au avut dreptate, după mai bine de 2 ani de matinal la Național TV, au făcut în sfârșit audiență la antenă. Acum, Răzvan, dacă datele nu sunt tocmai exacte, nu-i pasă nimănui. Ce mure! Anii au trecut și Neața cu Răzvan și Dani a devenit un brand. În emisiunea lor s-au lansat foarte multe vedete, fie din postura de invitat, fie din cea de asistentă, fie din greșeală. Vezi cazurile Roxana Vancea și Daniela Crudu. După ani buni, Răzvan cunoaște în sfârșit celebritatea. E drept nu în persoana lui Florin Ristei, ci în cea a Lidiei Buble.
Pentru Răzvan, celebritatea a venit la pachet cu mulți prieteni. Nu eu. De regulă vedete. Care stau mai mereu pe lângă el, dar nu ca să-i ceară bani, așa cum crede lumea, ci ca să-l împrumute. Da, mă, da. Glumele despre cardurile lui Răzvan Simion sunt multe. Am să enumer totuși câteva dintre preferatele mele. Te rog. Răzvan Simion este atât de sărac încât n-are ce să facă nici cu cardul de la Farmacia Inimii. Și preferata mea, Răzvan este atât de sărac încât cardul lui are colțuri din pâine uscată. Ce prostie! Cu toate că nu doar pe afară de prosperitate, Răzvan a avut totuși câteva relații. Da. Cea mai lungă fiind, după cum se știe, cea dintre el și Dani Oțil. Sunt atât de apropiați și au realizat atât de multe împreună, încât atunci când s-au cunoscut, pare că pe strada lor n-a răsărit soarele, ci mai degrabă curcubeul. Amin! Ați scris ochelul pe asta? A bifat-o? A zis aprobat? În încheiere mi s-a spus să bag ceva cu mult sirop. Dar... din păcate, la sirop nu mă prea pricep, că dacă mă pricepeam, probabil că în loc să scriu la Iumor, scriam la Suc TV. Așa că am să fiu scurt și direct, Răzvan. Da. Te rog să primești din partea mea și a întregii echipe de producție felicitările noastre pentru tot ce ai realizat în viață. Merit aplauze. Okay. Merit. Eu personal îți mulțumesc că ai venit pe la noi și te aștept oricând cu mare plăcere. Chiar dacă mi-e greu să cred că te va mai chema cineva vreodată. Și mănânc mult, care treabă. Nu, dar serios, că ai văzut și tu. Decât să te mai cheme la încă un sezon X-Factor, au preferat să nu-l mai facă deloc. Așa că mi-a părut bine să te văd, te salut și îți urez pensionare plăcută. Aplauze pentru Garis. Mulțumesc. Mie Garis mi se pare senzațional. Un mare căutător de umor, este miner, este vesel, e încă viu, eu cred că are foarte mulți ani de activitate în față și va urca în preferințele publicului încet, încet. Foarte fain făcut roast-ul, foarte, bă, ca la carte. Dacă se...